Leo Borlovan a bifat al doilea succes consecutiv în campionatul național de super rally după ce a câștigat pe ultima manșă la Timișoara trofeul Profi și este lider categoric în sezonul 2024 al singurei competiții de automobilism sportiv care se desfășoară exclusiv pe circuit urban. Borlovan a avut parte de agonie și extaz în manșele de concurs. În prima a fost nevoit să se întoarcă în padoc după ce a ieșit în decor, iar în cea de-a doua s-a impus în etapă după ce a rămas ultimul pe circuit, în urma abandonului marilor săi rivali, Aurelian Andronache și Dragoș Savloski. Al doilea clasat în topul general a fost fostul campion absolut din 2019, Costel Cășunianu, iar podiumul a fost completat de Radu Benia la 2 secunde în spatele câștigătorului.